Aici e marea întrebare. Când ar putea avea loc această imunizare colectivă? Dacă, repetăm, da, păstrăm pașii pe care i-am făcut până acum și când am putea ajunge la o imunizare colectivă? Atât fostul prim-ministru Ludovic Orban, cât și actualul prim-ministru Florin Câțu au menționat foarte clar această dată, acest obiectiv primar al campaniei de vaccinare, de a avea 10,4 milioane de persoane vaccinate în luna septembrie 2021, adică peste câteva luni de zile. Suntem în grafic, dimpotrivă, să știți că chiar am atins obiective de etapă mai repede decât planificasem inițial în exercițiul acesta mai larg, în timeline-ul general până în septembrie. Însă trebuie să menținem în continuare acest ritm de vaccinare pe cât de accelerat se poate, depindem exclusiv de numărul de doze care sosesc în România, însă este întru totul fezabil. Să ajungem la 10,4 milioane de persoane vaccinate în luna septembrie este un obiectiv pe care putem să-l atingem, dorința noastră este chiar să-l atingem mai repede. Suntem în grafic oricum. Suntem în grafic, însă putem să vedem și avantaje de etapă. Două tipuri aș menționa. În primul rând să ne uităm la personalul medical sau la persoanele vârstnice din centrele de bătrâni. Acele persoane, mai ales centrele persoanelor vârstnice, dacă acolo, dacă respectivul centru deja a fost imunizat, respectivele persoane au un risc semnificativ mai scăzut și acest lucru l-am demonstrat inclusiv prin cifre pe care le-am prezentat. Spre exemplu, în rândul personalului medical, acolo unde vaccinarea personalului medical a depășit borna de 90%, a scăzut rata de infectare cu 87%. Deci vedem beneficii semnificative de etapă. Mai mult decât atât, dacă ne uităm la țări care au putut să beneficieze de doze mai mari de vaccin mai devreme, cum este cazul Israelului sau cum este cazul Statelor Unite, vedem ce se întâmplă, spre exemplu, în Israel, care a ajuns la un procent ridicat de persoane din populație de persoane vaccinate și care au început să elimine toate aceste restricții care aveau rolul încă o dată de a proteja pe cei care nu s-au infectat, au început să ridice toate aceste măsuri, tocmai pentru că nu mai sunt necesare. Sigur, treptat, gradual, în oglindă cu creșterea procentului de persoane vaccinate și imunizate, însă o să vedem că putem să avem beneficii mai devreme, parțiale, dar putem să vedem aceste beneficii mai devreme.